Deputatul Hunedoren Ilie Toma a fost și în acest an alături de hunedorenii care au sărbătorit zilele municipiului în număr foarte mare. Unii dintre ei au venit chiar și de peste hotare pentru a sărbători această zi importantă, alături de prieteni, familie, chiar și de administrația urbei. Cam fiecare an, acasă la Hunedoara, primarul Dan Bobouțanu face din nou performanțe. Și vreau și eu, ca și coleg și prieten al lui, să-l felicit pentru că a făcut Hunedoara să se miște, a făcut ca Hunedoara să fie cunoscută la nivel național. Iată, avem mai multe sloganuri, odată acasă la Hunedoara. Ăsta e sloganul nostru de suflet, a celor care suntem de aici din Hunedoara și am muncit în Hunedoara, locuim în Hunedoara și nu vom pleca niciodată din Hunedoara, pentru că aici ne place, e Hunedoara noastră. Pe urmă avem o echipă, un oraș, o comunitate. Din nou și acolo se vede mâna celui care dirigează orașul, pentru că știe să organizeze și știe să facă performanță. Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, împreună cu Consiliul Local Hunedoara, au scris istorie și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere sportiv. Au reînviat Corvinul și felicit din nou. Urez din suflet la mulți ani hunedorenilor, urez tuturor celor care participă la acest festival de sărbătorile Hunedoarei, unde nu vin obligatorii, vin cu suflet și ați văzut că aici este locul unde se întâlnesc tinerii și vârstnicii, părinții și copiii, hunedorenii și hunedorenii plecați peste hotare care se întorc de fiecare dată de zile Hunedoare acasă ca să fie împreună cu cei dragi. Le urez la mulți ani, le urez să aibă clipe frumoase împreună și cât mai mulți ani fericiți, dar tot împreună să fie, pentru că asta este sloganul Hunedoarei, sufletul acasă la Hunedoara.